Centrul Cultural Eugen Ionescu din Slatina a găzduit prima ediție a concursului internațional de gimnastică artistică Fit Kid, Arta Frumuseții. Competiția, organizată de Palatul Copiilor Adrian Băran, a adunat la start peste 300 de sportivi, fete și băieți, cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani. Ca obiectiv principal al acestui concurs este motivarea copiilor să facă mișcare, să facă sport, în general, să se dezvolte frumos și cât mai mulți copii antrenați în aceste concursuri organizate la nivel al palatelor. Participanții din țară și străinătate, cu sau fără experiență în astfel de competiții, s-au pregătit intens pentru acest concurs. De unde ești? Din Târgu Jiu. Și cum te-ai pregătit pentru acest concurs? M-am pregătit destul de intens. Ai muncit mult sau? Da. Când faci acest sport? Cred că de vreo 6 ani. Cum este? Este frumos, dar dificil. De ce e dificil? Pentru că sunt unele elemente care este greu să le practici. Și până la urmă ți ies bine? Da, după multă muncă. Ce așteptări ai după concursul de astăzi? Am așteptări foarte bune. Ce rezultat crezi că vei obține? Cred că premiul întâi. Cum te-ai pregătit pentru concursul de astăzi? M-am pregătit foarte bine. Ce rezultat crezi că vei obține? Foarte bune. Ai mai participat la concursuri până acum? Da. Și ce rezultate ai luat? Tot la fel, foarte bune. De unde ești? Din Târgu Jiu. Cu cine ai venit aici? Cu doamna Ciobanu Valerica și ele. Cât de pregătită ești pentru acest concurs? Foarte pregătită. Ce rezultat crezi că vei obține? Locul întâi. Câți ani ai? 5 ani. Și îți place să dansezi? Da. Îți place sportul acesta? Da. De cât timp îl practici? De o lună. Și ai emoții pentru acest concurs? Puține. Te-ai pregătit mult înainte? Da. Ce rezultat vrei să obții? Locul întâi. Locul întâi? Da. Crezi că o să reușești? Da. La sfârșitul competiției, cei mai buni sportivi au fost premiați cu medalii și cupe. Printre premianți se numără și copiii antrenați de profesoara Viorica Sandu, care au reușit să obțină numai puțin de 4 locuri întâi, un loc 2 și 2 locuri 3.